Morning Glory, Morning Glory, joacă yoga cartoforii. 20 de minute peste ora 9 și 7 minute, timpul zboară repede atunci când te distrezi și uite așa am ajuns încet încet să facem pur și simplu emisiunea așa aproape cu toată lumea. Mai lipsește Dragoș, care pur și simplu e acum foarte preocupat de găinile lui care sunt ude și așa e el, așa e la țară. Îi spunem bună dimineața coleguțului nostru, Sergiu Floroaia. Bună dimineața, Sergiu. Bună și invitatul nostru din nou de astăzi. Așa, acum ce să zic, s-a întâmplat, s-a întâmplat. Nu stăm să judecăm de ce s-a ajuns aici și cum. Din greșeală. Da. Ne-am împiedicat și am căzut aici. Nu e, asta e. Sergiu e membru al echipei Morning Glory, dar stă mai mult, lucrează de acasă. Schimbul celălalt. Da. Practic a furat, dar și făcut. Și l-am invitat să vorbim un pic despre această zi. E un început de speranță, că nu e chiar luni de tot. Nu e. Dar marți e un impas. Adică e ca pietricica aia din pantof care te enervează, ți-e lene să te oprești, să te descalți, să o scoți. Da, e un luni B, ca să zicem așa, dacă... Da, 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 da. Da. Prelungirea lunii, am putea să-i spunem, exact, dacă era stradă, da. Știi? Duminică e intrarea. Da, așa, da. Luni? Da, și pe toate sunt legate de o pistă, practic. Da, normal. Adică da. Mergem pe o pistă. E frică să zic. Bun, pe de altă parte, în India, de exemplu, așa, ca să dau un exemplu la să întâmplare. Să zicem așa. Așa, se crede și în prezent că Malachia, formația... nu formația, obiceiul, scuză-mă. Așa, duce invariabil la impotență. Da? Da. Nu, știi? Altfel, dar... Da, da, da. Dar totul duce, totul duce. Vârsta duce. Da, orice, da, și viața, viața te duce într-acolo. Da, 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 da. Pe de altă parte, în Japonia... Ce? Japonia se spune că tocmai Malachia crește coeficientul de inteligență. Coeficientul? Când spui coeficientul, e coeficientul de inteligență. Știi, ca să nu mai stai să pronunți toate cuvintele, dacă te grăbești. Da. Coeficientul bărbaților, pe motiv că aceștia se pot concentra mai ușor dacă s-au malachit recent. Nu cred. Da, nu știu, cred că o să mor de Malahu. Malaha. O să, aparent, Malaha. Aparent o să mor deștept și moale. Da, e adevărat. Și pur și simplu o să sforei, da, da. Dar oricum, el clar că adoarme imediat ca să gândească la voi, la dragostea voastră, nu? Da. Ca să viseze la ele. E important de și asta. Ce alte superstiții ți-au atras ție atenția? Nu știu, eu am avut-o multă vreme când eram mic, aia cu 6 găuri e noroc, 4 găuri ghinion. Și la canalizări? La canalizări, da, nu, în e general. Foarte important, erau și cu 3. Putem să-i rugăm și pe ascultători să ne trimeată chestii? Care sunt superstițiile lor? Da? Cu ce sau te mănâncă palma înainte să primești asta bani? Asta făceam, dar nu, nu. Nu e. Nu, la cât mă mâncă pe mine palmele... Da. Ci că la român, dacă visezi urs, dă norocul peste tine. Da. Sau primești mesajul alert. Nu știu. Dacă visezi noroc, dă ursul peste tine. Sau așa, da. Dar știi că era cu dreapta, dădeai și cu una primeai. Era... Sau... Aici n-am fost de acord niciodată cu nimeni. Nu? Adică nimeni nu e de acord cu nimeni. Unii spun că stânga, clar, iei bani și cu dreapta dai. Eu dau mai mult cu dreapta. Și invers, da. Da, nu e limpede. 0729001122, miercuri 13, că ce? Miercuri 13, există ceva legat de miercuri 13? Nu știu. E marți 13. De fiecare dată când mă mănâncă palma stângă, iau bani. Mă rog, nu știu, o fi. Gândirea nu mai e, nu e, ai deschis umbrela în interiorul casei? Asta o știu, da, 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 e cu ghinion. Adică nici când e inundație, nu... Nu, cred că mai ajută. Nu te apără. E... Cred că e ghinion dacă deschizi umbrela în casă. Dacă ai nevoie să deschizi umbrela în casă, clar e ghinion. Deci căsătorit și pe vatra cuptiorului mănânci, văduvă ajungi. Un vechi proverb românesc. Da. Da, da. Îl cunoșteai, nu? Nu cunoșteam. Ci că nu e bine să faci copii în zilele de sărbătoare, că au să crească cocoșați sau cu vreun alt defect fizic. Când e ziua lui Ciorbea? Eu nu mai știu.
O să o las pe asta să se așeze un pic. Da, da, da. Nu, nu intrăm peste ea. Nu intrăm peste ea. O lăsăm să se așeze. Visez că mori, îți moare moartea. Da, eu am văzut și o mașină de la pompe funebre luată pe remorcă. Deci a murit moartea, băi. Eram chiar lângă Floreasca. Am vrut să stric. Mers pe sub o scară. Cunoști? Îl știu și pe ăsta, dar, dar toate sunt cu ghinion, nu mai altceva n-avem? Da, dacă mănânci pe colțul mesei, pe unde dracu să mănânci? Ăla e cu noroc pentru unii. Da, știam că, că nu te mai iubește soacra. Da, da, da. Da. Nu? Sau nu te mai însori. Și că nu te mai însori niciodată dacă mănânci pe colțul mesei. Aha. Dacă te prinde iubita cu alta de la etajul 2, Clara Ghinion... Poartă, da, poartă, depinde. Poartă, poți să ai și noroc. Ne scrie un ascultator, da. Dacă, dacă te mănâncă de... ochiul stâng, te scarpin cu... Că asta e. Îți vine să te scarpin cu... Cu dreapta sau cu stânga? Cum e? Ai văzut cum sunt aia care vorbesc la telefon invers? Țin telefonul cu dreapta la urechea stângă? Da, da, da. Ăștia sunt yoghini. Cred că ei, ei exersează în continuu. Ce? Zi. Dacă, dacă ce? Să zic dacă ce? Nu știu, mămăligă pe ceaun. Te-ai, te-ai confruntat cu situația asta, lipită pe ceaun? Nu m-am, nu m-am confruntat. Și nu, că nu, se lipește necazul de tine. Mai, dacă mai ți se lipește mămăliga? Dacă rămâne, da, lipită pe ceaun, ci că e nenorocire. Uite, de asta nu prea fac mămăliga. Sau poți să pui grăsime în ea, bagi unt sau, da, sau ulei și nu se mai lipește. Mm-hmm. Da, mă rog, asta, dar nu știi după aia cu necazurile, că vin din altă parte și nu ai cum să le prevezi. Și asta e. Și că dacă stai într-un cerc, ești la adăpost de spirite rele. Într-un cerc? Ce fel de cerc? Cerc. Vicios. Desenezi un cerc. Da. E... Caras auriu în acvariu? Ai văzut? Ai cunoscut oameni care au caras auriu în acvariu? Da, am mai văzut, da. Ce înseamnă? Nu, nu e bine. Nu e bine? Ghinion, în casă. De ce? Că n-ai pisică, nu știu, adică nu e... N-ai pisică. Pisicile aduc noroc. Depinde, dacă trec alea, nu. E ghinion. Da, deci că de la caras e problemă. Sticlă goală ținută dacă... pe masă, borcan de zacuscă gol ținut pe masă. Dacă trece pisica, calea e ghinion, mai ales pentru pisică, dacă tu ești cu un SUV și mergi repede pe autostradă. Da, e proverbul latinist. Noaptea da, toate pisicile sunt plate. Exact. Și cu sticlele goale e periculos. S-a întâmplat vreodată să pocnească o sticlă în mijlocul nopții, din aia de, de plastic? Da. Faci infart. Da, da, da. Da, 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 da. Te sperie, ești singur și pocnește sticla. Tu bei din plastic? Ei. Păreai să duci o viață sănătoasă. Să fie acolo, nu știu. E, e... O viață a venit cu ceva de la țară sticla aia. Da, corect. Și dacă... Că se reciclează e... la noi. Da, știi că e, e zicala aia și o, o știu de la cineva care a primit... în, a primit în Germania o, o sticlă de palincă de la Cluj și evident era în PET și a zis asta e apă, nu? Zice, cum e apă? Nu, e, e palincă. Păi, dar nu e palincă. Cum nu e palincă? Păi am primit palincă, asta nu e palincă. Gustul, miroasul, nu e palincă și tu după dop. Păi cum adică? Păi dopul trebuie să fie de la altă sticlă. E de la aceea sticlă, deci n-are cum să fie palincă. Deci, așa s-au învățat nemții. Da, da. Adică au învățat invers, știi? Asta mi se pare că au, au găsit ordine în dezordine. Au înțeles principiile. Mai avem alte lucruri, nu știu, experiențe personale, în afară de sticlele de plastic care pocnesc noaptea. Ci că cine fură o găină sau altă pasăre... de curte pe lumea cealaltă va fi pedepsit să îi numere toți fulgii. Dacă mănânci rahat, ai noroc? Nu știu, te întreabă. Nu, da, da. Apare nu că am mâncat, am mâncat și da, nu. Da, calci în el. Auzi tu, crezi că, crezi că vidanjele poartă noroc dacă te întâlnești cu vidanja? În trafic, e o, e o preocupare mai veche de-a mea. Da? Da. Mă întreb, tehnic vorbind. Nu cred. Nu cred, decât dacă lasă urme și treci pe unde a trecut ea. Ca, ca atunci când vezi mireasa. Adică, nu trebuie neapărat să... Ce? Mireasa nu cai. Doar
să vezi mireasa, așa, vezi vidanja. Așa. Păi, ce frumos ai comparat tu mireasa cu vidanja. Și îți pare cu preotul, că dacă te întâlnești cu preotul, că trebuie să te... Da, da, da. Ce? Da, te scarfini. Da, aha, să te ții de... Da. Da. Aha. De ceva. Mm-hmm. Se ținea Răzvan Fodor la Masterchef, da. Că altfel e... Ca să nu râdă, se ciupea, da. Da, da. Ce, ca, e ca iradierea? Da, 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 e, te să ții ca să te... Să nu fie cu ghinion. Dacă o pasăre mică se izbește în zbor de fereastra unei case și moare în urma impactului, mai multe țări din lume se crede că cineva... Că cineva a spălat bine geamurile. Da. Sau că, mamă, ce, ce sticlă rezistentă. Da. Ci că... Nu pot să cred. Băi, asta e recunoștința Moldovei pentru Andreea Marin? Și că oamenii care au gropițe în obraj sunt predispuși să fure. Trag în gropiță acolo. Se pare normal să, să spunem asta despre oameni cu gropițe? Nu. Nu avem gropițe aici. N-am, n-am, aia, mă verificam acum dacă am. N-am, n-am. N-avem. Nu. Poate Laura. Nu mai știm, uite. Băi. Când tinerii merg la cununie și pe drum viitoarea mireasă se împiedică de ceva, este semn sigur că nu mai este fecioară. S-a mai împiedicat înainte. S-a mai împiedicat înainte ce a căzut. Am încălcat strâmb, ca să zicem așa. Morning Glory, Morning Glory. Am făcut-o de 5 ori. Bine, ea să spune, ei, m-am împiedicat-o. Așa, da. Eu sprășit sau cartofiuri? În Oltenia se credea că nu este bine ca mamele să-și sărute băieței pe spate, căci acestea, aceștia se vor face curvari și afemeiați atunci când vor crește mari și vor deveni bărbați. Pe spate? Da. Nu se pupă mama. Poate pe frunte, pe... Da, pe burtică. Și că dacă omori greieri, ghinion mare. De ce? Eu sunt curios, la multe dintre astea sunt curios cum s-a ajuns. Și eu, și eu cred, și mie mi se pare foarte interesant că nu e bine să sacrifici animale sau păsări în ziua de duminică. Că e păcat. Duminica nu ți-e foame sau ce? Nu era o frigidere tot? Adică s-a pus presiune pe ăștia să inventeze frigiderul ca să putem să tăiem sâmbătă pentru duminică? Da. Alte chestii. Uite, Franța, de exemplu. Franța, țară civilizată. Ce, dacă ții o broască țestoasă în mână și aia face pipi pe tine, ai imediat cu o dorință. Nu. Imediat. Ce? Să spui dorință? Ai fiert-o bine? Oh, Doamne, Silvia, și are o privire inocentă așa, da, și zici, da, că e foarte bună, da. Când te aștepți mai puțin. Da, și că imediat să sar cu dorința că se rezolvă. Da. Da. Hm? E ca peștișorul auriu, dar e altceva auriu. Da, îți dai seama ce, ce boală au ăștia cu circulație periferică proastă. Că sigur ăștia au fost. Au zis că aia cu mâinile calde au sufletul rece. Până așpa. Găsit, da, da, da. Adică, hai să vedem ce putem să spunem noi despre ăștia care au pălmile calde și nu umede, ca noi. Reci și umede, ăia cu pălmile reci și umede, ăia cei mai scârboși. Ai întâlnit, nu? Da. Pardon. Scuze, da. Da. Scuze, da. Așa. Da. Când îți transpiră uscați-vă palmele că luăm bătaie. Când îți transpiră palmele, iei bătaie? Da, 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 da. Ci că și uite, uite, uite ce superstiție frumoasă românească. Popor cu sufletul frumos care a dăltuit în lemn coloana infinitului. Să nu-ți faci nevoile pe poarta sau gândul cuiva, gardul cuiva, căci pe lumea cealaltă, cuiva. Da, cineva își va face nevoile pe, pe? Pe tine, că n-ai gard.
Păi să nu-ți faci, da, e... Da, poți? Te întreb. Că vezi un gard mișto. Da. Și deja știi că am mai trecut lumea pe acolo, cunoscută. Faci și tu pățestoasa. Da. Da. Uite încă una bună. Când îți ruginește vreun cuțit, este semn că cineva din casă a tăiat ceva de furat cu acel cuțit. Ce ar spune locuitorii din Brăila despre asta? Băi, nu știu ce ar spune, dar e foarte limpede că... Așa e. Așa e. Cum. Adică... Ce mai faci cu e foarte limpede, mi se pare foarte limpede. Foarte limpede. Ci că la turci nu e bine să mesteci gumă de mestecat la miezul nopții, căci mesteci din carnea celor morți. Oh, oh. Asta a inventat-o veganii, cu siguranță. Asta... Veganii turci. Și e recentă, da, guma. Păi asta zic. De acolo e, da. Sau... Turcii care au dat sarmale, mă. Da, mă, au dat... Au dat sarmale, cum adică să... Ăștia... Ăștia sunt vegani? Există turci vegani? Dacă latră câinele, înseamnă că nu e gata încă, în China. Ne-a scris un ascultator. Ce nu-i gata? Ne-ar trebui, cred că ne-ar trebui niște superstiții de-astea mai noi, apropo de chestia asta. Dacă te mănâncă în fund, îți vin rudele la masă. Asta e românească, asta da, să fie românească. Da, 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 da. Da, băi, tu iubești că... animalele? Iartă-mă, Sergiu. Da, da, da. Așa, Sergiu Floraie cu noi pentru cei care au deschis mai târziu mașinile de tocat pe care emitem de astăzi, începând și, nu în ultimul rând, mașinile de făcut bulion. Toate accesoriile alea de bulion sunt acolo. Sergiu, tu iubești animalele? Da. Ai, ții animal în casă? Am un animal în casă. Ești căsătorit, e... Și spune-mi, te rog frumos, s-a întâmplat cumva să ajungi, nu știu, accidental în situația de a ucide un animal, un suflet, un inocent cu patru lăbuțe? Nu, accidental nu. Spune-mi, după ce ai făcut asta și ai pus murături, ți-au mai ieșit murăturile bune? Nu știam eu de ce nu mai îmi ies murăturile. Uite. Asta este... Câine sau pisică de omori, murăturile rele ți ies. Deci chinezii nu prea pun murături. Da, exact. Da. Nu crezi că ne-ar trebui niște superstiții noi? Ba da. Ba da. Ceva mai actual, ceva, nu știu, dacă nu dai logout de pe Facebook, o să ai ghinion în relație sau ceva, nu știu, să fie... Ai o propunere în acest sens? Uite asta, uite, spre exemplu, da, că mi se pare că așa e. Da, asta e certitudine deja, nu superstiție. Dacă nu dai logo, uite cum a făcut colegul nostru, Muntele. A, bățișă. Sau Horia, fostul nostru coleg, mătușul emisiunii. Și a lăsat Facebook-ul deschis. Și am scris dor de Grigore Vieru, de Grigore Ureche, de Grigore Cartianu, de Grigore Alexandrescu, dor de Eminescu. Uh-huh. E normal. Așa este. Să-i rugăm pe ascultători să... Ne spună... Poate au niște superstiții mai noi. Ci că dacă ne mănâncă în fund, nu ai apă caldă. București 2021. Corect și chestia asta. Și alte superstiții noi. La fel și cu problemele cu circulația. Înseamnă că locuiești în București sau Cluj. Apropo de murături, îi spune că nu ies murăturile dacă le pune... Nu. Dacă ziceți voi că nu. Deci, superstiții noi? Da, ceva superstiții noi. Mai actuale, ca astea peste, mai pe sub, da, mai urbane, pe sub, na. Păi ce am putea avea? Câte testoase mai iei în mână? Da, acum? E adevărat. Nu știu, ceva mai... Ceva legat de biciclete. De corporatiști. Da, cu telefonul. Avocado. Da. Adică de aici. Nu știu dacă sâmburele nu ți încolțește după ce ai mâncat. Nu, că sunt oameni care își plantează mâncarea. Da. La loc. Da. Toți obțin producții uriașe de avocado în balcoanele lor mici, pline de ficuși extensibili. Podgorie de avocado. Da. Tu, până la urmă, care, apropo de discuția cu lipicioșii, care e cea mai nepreferată legumă pentru tine? Nepreferată legumă pentru mine? Adică unde crezi tu că se dă marea finală, oricum? Nu știu ce să zic cu legumele. Mă înțeleg destul de bine cu legumele. Copiii tăi? Voștri?
Eu nu mă înțeleg bine cu ciupercile. Ai alergie? Nu, nu, nu. Nu-ți nu plac. Mă cer cu ele când le văd. Dacă visez pe Madim, o să rămâi o pitică nenorocită! Așa. Deci, copiii ce detestă la voi acasă? Al meu, legumele în general. Legume? Adică nu are unul pe care să nu-l suporte, o legumă pe care să nu-l suporte. Legumele cu totul. Primi pași și faci cu pătrunjel. Da. Nu, nu, nu. Nu? De fapt, da, și pătrunjelul. Verdețurile în general. Nu aleg legumele din ciorbă, că știu că asta se practică la copii. Nu. Așa încep. Nu, 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 nu. Asta te să ajungi să mănânci ciorbă ca să alegi okay. din ciorbă. Deci mai e până. Da, da. Dacă pui varză la murat și noaptea aceea faci chestia aia. Ce chestie? Și că așa. Aia de devii mai deștept? Nu, 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 nu. 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 Nu, în varianta integrală. Ah, ok. Așa. Rețea. Cu om, da. Și că ies băloase. Bă, ce popor frumos. Cum se gândește la toate? Dacă ți uiți masca acasă și nu ești vaccinat, ai șanse mari să ajungi la neati. Mai, uite, uite mai recente, da, că ziceam. Da, astea sunt proverbe recente, da. Deci 0729001122 ar merge acum, cine sapă groapa altuia face o grămadă de bani în perioada asta. Ar fi... dacă fac interviu despre tine cei de la Recorder, nu prea îți mai merg bine afacerile. Afacerile. Bun, bun, bun. Dacă ești bărbat și plătești cu telefonul, te blesteamă Dana Budeanu. Mă rog. Da, ok. Dacă visezi pe șoșoacă, sigur îți cântă Beatman. Sunt bune, sunt bune. Da. Așa, bă, se mișcă îngrozitor. Da, știu. Așa. Ai făcut-o ceva? Ai trecut pe sub o scară ceva? Deci, la români se crede că sfârșitul... Hai să ne... ceva frumos de la noi. De la români. Ci că da, la sfârșitul lumii, când va veni, vor fi crâșme la toate marginile de drum. Un obicei foarte frumos și un proverb care pleacă de la o premisă sănătoasă. Moșnegii vor lua de neveste fete tinere, iar babele vor lua de soți bărbați tineri. E, ce părere ai tu despre acest tablou care cred că îl lasă și pe Boș pe... cu mâna pe falcă? Cum? Da, nu n-ar fi neapărat un sfârșit lumii rău. Depinde. Depinde pe cine întrebi. Da, 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 asta zic, depinde pe cine întrebi. Deci căutăm proverbe moderne, proverbe adaptate lumii în care trăim. Când cucul cântă și noaptea va fi un an bun. Nu trebuie ca băieței să fie loviți sau amenințați cu mătura, că atunci când vor ajunge bărbați vor fugi fetele de ei. Fug oricum. Ok, da, nu, de unii clar. Cine ajunge mai repede cu o oră nu mai stă o oră la coadă mai târziu. Da. De împingi ușa pe care scrie trage, ești foarte prost. Un proverb intuitiv. Da, da. Așa. Dacă te mănâncă dreapta, da, mănânci rahat cu stânga. Da. A, bun ăsta. Dacă îl vezi pe, dacă îl visezi pe exarhu, îți iese zacusca bună. Așa, tată. Așa, da. O, așa. Capul plecat stă cu nasul în telefon. Da, exact, da. Da. Merge sau, ca proverb. Mănâncă șaorma. Sau mănâncă șaorma, da, 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 cu mare atenție. Da. Ia. Da. Cine muncește, lumea te vede, da. Da. Mai e una care îmi place foarte mult, că totuși ar trebui să facem o încheiere pozitivă.
Așa. Și că dacă ai mereu un măgar în preajmă, diavolii nu se vor apropia niciodată de tine. Asta chiar îmi place. Adică eu cred în puterea magică a măgarului, orice ar fi. Nu o să facem acum glume din alea. Nu o să ce facem, nu o să ne... Da. Eu am... De-aia a fost liniștea încercând să nu mă abțin. Adică nu... Da. Dar... E drăguț să mergi cu măgarul așa în jurul blocului să-l scoți la plimbare. Sunt foarte drăguți măgari. Da, strângi după el. Foarte drăguți, mai ales când sunt mici. Da. Sunt prea... Sunt și mari? Cresc mari. Măgari mici. Măgăruși. Da. Ai auzit diminutivul de la piste mici? Nu? Nu? La... Folosit mai devreme când am avut intervenția despre universul pistelor lui Nicu Șordan. Păi n-am gândit că e mai simplu pistulici să fie. Să... Dar mi se pare bun. Păi ce mi se pare? Foarte bun. Da. Să facem zise... mai multe. Da, să facem mai multe din astea. Deci să fim înconjurați de ele. Da. Cred că e mai bine așa. Ne ținem ne ținem de superstițiile astea, că n-are sens să Doamne ferește, batem în lemn. Ferească Dumnezeu, da. Și nu vă căsătoriți în mai, că durează puțin, da. Nu, am o nuntă în mai. Grijă mare. Și gata, hai să încheiem emisiunea, că nu se mai poate așa. Sergiu, îți mulțumim. Și eu vă mulțumesc frumos. E drăguț din partea ta că ai venit și la emisiune. S-a încercat. Îți mulțumim că... că ești coleguțul nostru și ne bucurăm foarte tare. Așa. Și eu. Da? Încheiem emisiunea? Da, da. Da? Ce? Ce făceam? Ce ziceam? Cine? Eu ce ziceam? Ce zicem? A! Păi să zică și Sergiu cu noi. Da, corect. Da, pentru că vă dăm mâine întâlnire cu muzica voastră preferată. Da. Și vă spunem... La revedere! Asta e în sus, să știi. Și vă lăsăm cu Radu Paraschivescu, acest... cum îl cheamă? Danciotoi al literaturii și traducerii din și în limba română. Morning Glory on Rock FM.